Viața e complexă. Cele mai mari învățături le adunăm din viață. Cuvântul lui Dumnezeu este o sursă de prevenție, astfel încât Dumnezeu ar dori să nu trebuiască să trecem prin toate necazurile prin care au trăit alții atunci când nu l-au ascultat pe Dumnezeu. Cu toate astea, marea problemă a necredinței este că ne face să nu-L ascultăm pe Dumnezeu atunci când ne sfătuiește preventiv, să ne îndoim de caracterul și de buna sa intenție și să spunem, dar vreau să încerc eu. Și în ciuda faptului că Dumnezeu spune nu te atinge și nu mânca, prima ispită prin care păcatul a intrat în lume, Eva a zis că e de dorit să deschidă cuiva mintea. Și a vrut să-i se deschidă ochii. Asta este una dintre cele mai mari probleme ale necredinței și anume ne împinge în zona în care sfaturile de protecție ale lui Dumnezeu nu mai au putere. Nu mai pot funcționa. Și când sfatul preventiv al lui Dumnezeu nu mai poate funcționa, atunci problema este trei sferturi ruinată. Sau altfel spus, suntem trei sferturi pierduți. Pentru că dacă n-asculți de Dumnezeu, vei avea o mulțime de variante și de posibilități să asculți de oferta, ispita lumii și a celui rău. Așa se întâmplă că necredința lucrează, formează în noi îndepărtarea de Dumnezeu și apropierea de cel rău. În ultima noastră întâlnire, vorbind despre viața lui David, am ajuns la concluzia că una dintre marile probleme ale noastre ca generație este faptul că am pierdut noțiunea de, vă amintiți? Noțiunea de sfânt sau sacru. Am vorbit data trecută despre faptul că Uza a trebuit să aleagă între a fi de folos, deci partea eficientă, și între a respecta sfințenia. Și Uza a fost acela care a zis, e adevărat, nu trebuia să pun mâna, dar dacă nu puneam eu mâna, ce se întâmpla? Se răsturna carul și chivotul și era o tragedie mai mare. În consecință, Uza a zis, trebuia. Trebuia? În probleme de sfințenie și de raport cu Dumnezeu, foarte mulți dintre noi ne justificăm poziția spunând, dar n-aveam încotro, trebuia să pun mâna, trebuia să intervin, trebuia să spun, trebuia să... Bine, dar nu era sfânt? Ba da, dar între sfințenie și între utilitate, util, între trebuia, care e mai puternic? Mă ajutați? Ce e mai puternic? Utilul sau sfințenia? Sfințenia.
Frații mei, să nu intrăm niciodată cu utilul nostru în sfințenia lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu care spune scoateți încălțămintea din picioare ar putea să fie un sfat al lui Dumnezeu împotriva utilului nostru. Cum să scot, Doamne, încălțămintea din picioare? E pustie, sunt spini, pălămidă, cactus, nisipul arde. Cum să scot încălțămintea din picioare? Plus, încălțămintea din picioare reprezenta la vremea respectivă un act de noblețe. Omul care purta încălțăminte pe vremea aceea se respecta. Toate lucrurile acestea adunate împreună ar putea să ducă la un răspuns, Doamne, de ce să scot încălțăminte? Și Dumnezeu spune, pentru că între utilul tău și sfințenia lui Dumnezeu primează ce primează? Sfințenia lui. Aș vrea să rămân la una dintre întrebările care ne-au frământat și în studiul trecut, dar aș vrea să o dezvoltăm puțin mai mult, ideea de sfințenie vis-a-vis de ideea de frică sau de nefrică. Când unui om îi e frică de sacru sau de sfânt și când nu îi este frică de sacru sau de sfânt. Deci, întrebarea ar fi un om, oricare ar fi, când se poate apropia de sacru fără frică? Poftiți? Când? Poftiți? Mulțumesc! Un răspuns este când este compatibil cu sacrul, când este și el sfânt. Adică un preot îmbrăcat în haine sfinte, podoabe sfinte, fiind el însuși sfințit, sfințindu-se înainte, el intra în zona sacrului fără probleme. El era compatibil cu sacrul, el aparținea de sacru și intra acolo. Deci odată, un om care este sfânt nu este frică de sfințenie sau de sacralitate. În ce situație se mai poate un om apropia de sfințenie fără să-i fie frică? Când este chemat. Mulțumesc, dar când este chemat, Dumnezeu îl pregătește. La rug, Domnul i-a spus, scoateți încălțămintea din picioare. La muntele Sinai, cu 3 zile înainte, pregătiți-vă și sfințiți-vă. Azi, mâine și 3 zile. Dumnezeu pregătește, are grijă, intervine, transformă omul respectiv într-un om compatibil cu el. Bun. Aș adăuga această idee tot la prima. Atunci când un om este compatibil, se poate apropia de Dumnezeu fără să-i fie frică. Vă mai gândiți la o situație? Poftiți. Mulțumesc. Fratele Sabo amintește cazul acela când unul dintre împărații lui Iuda s-a apropiat să aducă jertfă în zona în altar, în zona de aducere a jertfei și preoții au spus tu n-ai ce căuta aici. Păcătuiești. Vreau să vă întreb, descrieți-mi situația acestui împărat care se apropie de altar, să aducă jertfă fără să-i fie frică. Cum îl numiți? Poftim? În cumetare, mai sunt și alte gânduri. Era informat.
Cartea legii se citea de fiecare dată în fața împăratului când se urca pe tron. Da, încumetare. Este un cuvânt foarte serios. Când un om se apropie de Dumnezeu fără să ia în considerație sfințenia, poziția omului intră în categoria încumetării. Mai poate să intre și în categoria inconștienței. Un om habar n-are, nu-i pasă, nu se informează, așa cum ai spus tu. Și merge acolo și faptul că nu știe, faptul că nu s-a informat, îi schimbă cu ceva poziția față de locul sfințirii? Nu. De ce? Omul când se apropie de Dumnezeu, ori este sfânt, ori dacă nu este sfânt, e inconștient și se apropie de Dumnezeu într-un gest de încumetare. Cele două lucruri sunt extrem de provocatoare. Și acum trec la categoria cealaltă. Când un om se apropie de Dumnezeu și e frică? Când un om se apropie de sacru și de sfânt și îi este frică? Când? Când păcatul apare în viața unui om care se apropie de sacru. Să nu vă imaginați vreodată că omul acela se poate apropia de Dumnezeu cu cugetul liniștit. Fără să-i fie teamă. Nu există. E mai mult decât respect. Respectul este și în cazul omului sfânt care se apropie de Dumnezeu. Deci, cum să vă zic, preotul sfânt, când se apropia și intra în slujbă, în sanctuar, avea o ținută de respect și de reverență maximă. Reverența nu va înceta niciodată. Reverența nu va înceta nici în cer. Heruvimii întotdeauna cu două aripi și acopereau fața, cu două picioarele, cu două zburau și strigă în continuu, sfânt, sfânt, sfânt. Sau, cu alte cuvinte, ei semnalează sacru. Aici e sacru, aici e sfințenie, aici e sfințenie. Respectul este o caracteristică a veșniciei. Omul care însă a păcătuit, se apropie de Dumnezeu, nu cu respect, se apropie de Dumnezeu cu frică. Deseori noi încercăm să absolvim acest sentiment și să-l scoatem din necesarul relației cu Dumnezeu. Și spunem așa, noi nu trebuie să ne temem de Dumnezeu. N-ar trebui să ne fie frică. Dragii mei, e corect. Dacă relația mea cu Dumnezeu este bună, dacă Dumnezeu m-a iertat, dacă El m-a îndreptățit și neprihănirea Lui este asupra mea, atunci mă pot apropia de Dumnezeu ca un domn, așa cum spune Iov. Dar ori de câte ori în viața noastră apare ideea aceasta de păcat, de fiecare dată, ființa se cutremură. Nu pot sta lângă Dumnezeu. Acesta este subiectul acestei după amiezi. Și aș vrea să vă rog să citim împreună două texte. Unul pe care l-am citit deja se găsește în 2 Samuel,
Capitolul 6. De la versetul 8. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acela a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, adică ruptura lui Uza sau ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis: cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Expresia David s-a temut de Domnul în ziua aceea nu este echivalentă cu respectul. Aici nu zice David l-a respectat pe Dumnezeu și din cauza respectului nu a suit chivotul la Ierusalim, ci chivotul a rămas la Obed Edom. Nu. A fost teamă 100%. Lui David i-a fost teamă de Dumnezeu în momentul acela și vreau să vă amintiți că Spiritul Profetic spune că David și-a dat seama că el nu făcuse pregătirea necesară pentru ca să se întâlnească cu chivotul. Uza nu făcuse pregătirea necesară. Poporul nu făcuseră pregătirea necesară. Cu alte cuvinte, venea Sfântul lui Israel, venea Sfântul la ei, iar ei nu se sfințiseră. Imediat. Aș vrea să facem o aplicație aici. Prin credință, noi ne apropiem de Sfântul lui Dumnezeu, de Sfântul lui Israel, de Sfințenia lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, e adevărat? Atunci când venim la biserică, e adevărat? Atunci când citim și deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată ne apropiem de Sfântul lui Dumnezeu. Facem noi pregătirea necesară? Sau mă apropii oricum? Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, rugăciunea este confundată cu meditația. E ceva rău? Poftiți? E ceva rău? Meditația e un lucru bun. Meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu. Te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, nu cumva rugăciunea e mai mult decât meditația? Ce e rugăciune? Dacă e mai mult decât meditația? O jertfă, mulțumesc, Edwin. Cineva mai mă poate ajuta? Ce e rugăciune? Poftim? Și prin meditație comunică. Asta e problema. Știți, v-am spus, Tillich, marele teolog german, a fost întrebat, te-ai rugat? A zis, nu m-am rugat niciodată, dar am meditat. Pe mine m-a speriat lucrul acesta. Poate meditația să substituie rugăciunea? Bun. Haideți să vedem. Mă întorc la rugăciune. Ce e rugăciune? Dacă e mai mult decât meditație. Un dialog. Și, iertați-mă, și meditația poate fi un dialog. Frații mei, rugăciunea e închinare. Meditația nu e închinare. Rugăciunea este momentul în care te întâlnești cu sacrul și iei poziție în fața sacrului. Recunoști sacrul. Cu alte cuvinte, scoți încălțămintea din picioare. Recunoști sacrul sau nu?
Ți s-a întâmplat vreodată să fii obosit? Să te trântești în pat și să spui, las că-i spun Domnului câteva cuvinte așa, supernă. Dintr-o dată să trezească conștiința așa ca un arc. Să spună, lipsește ceva. Arată-i lui Dumnezeu că îi te închini. Arată-i. S-a întâmplat vreodată ca oricât de obosit să fi fost, să te târăși la pat, la marginea patului și să zici, da, Doamne, vreau să-ți arăt. Să mă închin înainte. Închinarea este un element care delimitează spațiul profan de spațiul sacru. Faceți lucrul acesta pentru că Dumnezeu cere. Și nu cere Dumnezeu pentru că este egoist. Și Dumnezeu cere lucrul acesta pentru ca să ne obișnuiască mintea noastră cu măreția Lui. Să nu uiți niciodată cât de mare e El. S-ar putea să uiți, așa e. S-ar putea să cred că e tot ca mine. S-ar putea să cred că e la același nivel. S-ar putea întâmpla să mă trag de șireturi cu El meditând. Dumnezeu spune nu. M-am obișnuit, mi-am impus lucrul acesta. Chiar dacă la un moment dat am vorbit despre Dumnezeu, chiar dacă am meditat despre Dumnezeu, sau chiar dacă am vorbit oricâte lucruri, stând jos împreună cu prietenii, la biserică și așa mai departe, mi-am impus la un moment dat că atunci când încep rugăciunea să schimb poziția, să-mi aduc aminte mie că am de-a face cu un Dumnezeu mare. Și dacă am stat jos, uneori m-am ridicat pe picioare. Dacă locul, timpul, anturajul mi-a permis, m-am obișnuit să prefer îngenunchierea. Citeam săptămâna aceasta din Spiritul Profetic, pagini alese de Ellen White, și am rămas uimit cât de mult insistă serva Domnului pe a, ca nu cumva să încurcăm lucrurile și nu cumva să nu delimităm spațiul sfânt al lui Dumnezeu printr-o poziție corectă în momentul rugăciunii. Dânsa chestionează și tendința noastră de a rămâne pe picioare și dânsa spune, de ce rămâneți pe picioare? Vreți prin aceasta să arătați că nu înțelegeți măreția lui Dumnezeu? Măreție. Și asta ține de omul sfânt. Când vorbim de omul păcătos, David spune, s-a temut. Este o ciudată și o fascinantă experiență a lui David în legătură cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, înainte de a citi cea de-a doua porțiune din Scriptură, vreau să vă întreb, îl cunoștea David bine pe Dumnezeu? Îl cunoștea bine? În tinerețe s-a temut de Dumnezeu? I-a fost frică de Dumnezeu? Există în psalmii lui de început o întrebare foarte simplă. Când vei veni la mine? Era un tânăr care visa să se întâlnească cu Dumnezeu. Avea aceeași experiență ca și Moise.
arată-mi slava ta. Se temea? Era respect. Era frică? Nu. Din ce cauză? Din ce cauză nu era frică lui Moise? Din ce cauză Moise s-a dus fără probleme în munte, a intrat în nor și a stat 40 de zile odată și a mai stat odată? Din ce cauză? Era compatibilitate. Nu uitați! De fiecare dată când un om este compatibil cu Dumnezeu, de fiecare dată când este iertat, de fiecare dată când este curățit, de fiecare dată când stă în prezența lui Dumnezeu, având neprihănirea lui Iisus Hristos asupra lui, de fiecare dată omul acesta stă înaintea lui Dumnezeu ca un prinț. De asta David spune, când vei veni la mine? Aici însă, față în față cu ruperea lui Uza, David descoperă că păcatul lui era că nu se pregătise pentru asta. Înțelegeți de ce Dumnezeu, înainte de sabat, pune ziua pregătirii? Pentru că, în primul rând, să realizăm că sabatul e sfânt. Ar putea întâmpla să credem că sabatul este obișnuit sau că sabatul e al nostru sau că sabatul este pentru ca să dormim, să ne odihnim, să ne revenim după o săptămână obosită. Dumnezeu spune nu. Sabatul e sacru, sfânt. De aceea a pus înainte o zi de pregătire. Pentru ca nu cumva să intrăm în sabat nepregătiți. Una dintre marile probleme. David asistă la ruperea lui Uza pe motivul că Uza nu s-a pregătit. David nu aduce chivotul la el acasă pe motivul că nu s-a pregătit. Noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu de foarte multe ori datorită faptului că nu ne-am pregătit. Frații mei, apelul lui Dumnezeu vis-a-vis de sfințenie este ca poporul său să poată să o ia în serios acest moment al pregătirii pentru ca să fie compatibil cu sfințenia. Știți ce scrie la un moment dat serva Domnului? Cu două ore înainte, cu o oră, cu două ore înainte de sabat. Dacă se poate. Începeți să studiați, începeți să vă rugați, acordați-vă sufletul după cum vreți să fie sabatul. Știți cum e la noi? Vine sabatul, aoleu, fugi, cât mai e? Două minute. Pregătim casa, pregătim mașina, pregătim hainele, pregătim pantofii. Cine rămâne nepregătit? Poftiți? Auzi tu să-mi pregătesc hainele și să nu mă pregătesc pe mine. Să pregătesc pantofii, să nu mă pregătesc. Întrebarea asta este fascinantă. Cum să intre chivotul Domnului la mine dacă eu sunt nepregătit? N-ar trebui să ne fie frică? Nu respect. Frică, teamă. De adevăratele. Poate că ar fi începutul înțelepciunii. Poate că ne-am înțelepții. Poate că ne-am deschide chivotul să vedem ce e înăuntru. Poate că n-am intrat cu bocancii în picioare mai departe. Poate că am dat la o parte o mulțime de lucruri care altfel se întâmplă. După experiența asta, mai târziu mai este o experiență a lui David, tot în legătură cu așa ceva. 1 Cronici 21.
Când am citit-o, vreau să vă mărturisesc că mi-a dat multă bătaie de cap. Este vorba de viziunea aceea din aria lui Ornan, când David s-a întâlnit cu Îngerul Domnului. A văzut Îngerul și aici Îngerul și-a oprit pedeapsa asupra Ierusalimului în sabia, în aria lui Ornan, atunci când și-a băgat sabia în teacă. Și ciuma a încetat. Citiți dumneavoastră acasă, 1 Cronici 21. De la versetul 26. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot. Foarte impresionantă scena aceasta. Foc sfânt de la Dumnezeu coboară aici. Atunci Domnul a vorbit îngerului care și-a vârât iarăși sabia în teacă. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul l-ascultase în aria lui Ornan, iebusitul, aducea jertfe acolo. Din ce cauză aducea jertfe acolo? Zice aici textul, pentru că văzuse că Domnul îl ascultase, că Domnul îi era favorabil, că Domnul îi întinsese o mână. Și David avea nevoie de așa ceva. Și de asta spune, aducea jertfe acolo. Și acum versetul 29. Dar locașul Domnului făcut de Moise în pustie și altarul arderilor de tot erau atunci pe înălțimea Gabaonului. Deci era luat Gabaon, iar David aducea jertfe în aria lui Ornan. Întrebarea este de ce? Și vedeți, versetul 30 explică lucrul acesta. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului. Puteți să intrați puțin în sufletul lui David? Nu se ducea la Gabaon din cauza că acolo începuse pedeapsa. Se ducea în aria lui Ornan pentru că acolo se oprise pedeapsa și de asemenea primise aprobarea harului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce fel de om era David? Era un om fricos sau curajos? Cum era? Cum era viața lui spirituală, de căutare de Dumnezeu? Să trăiești cu teama aceasta și să nu te duci la Gabaon datorită unei viziuni care nu-ți mai iese din minte, este teribil. Să te duci în altă parte, pentru că acolo Dumnezeu ți s-a arătat și ți-a arătat har. Lucrul ăsta învață ceva, predă ceva. Ne dă ștafeta unui mesaj, și anume că Dumnezeu este și îngerul cu sabia scoasă și îngerul cu sabia teacă. Care este diferența? Ce anume face diferența? Poftiți? Pocăința? Pocăința face diferența? Suntem înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta
Și aș vrea să înțelegem că prezența sau absența păcatului în viața noastră schimbă poziția noastră în fața unui Dumnezeu care rămâne același. El nu se schimbă, dar noi ne schimbăm. Este foc mistuitor față de păcat? Este plin de îndurare pentru cel ce caută îndurare. Același lucru. Cea mai mare încurcătură pe care a făcut-o cel rău în mintea credinciosului este să creadă că Dumnezeu va fi întotdeauna favorabil nouă, indiferent dacă noi suntem despărțiți de păcat sau nu. Adică deseori venim înaintea lui Dumnezeu cu bocancii noștri. Venim înaintea lui Dumnezeu cu păcatele noastre. Venim înaintea lui Dumnezeu fără să ne căutăm cercetarea noastră. Și avem impresia că Dumnezeu ne va primi pentru că a murit pentru noi la crucea de pe Calvar. Și spunem, ne va primi. Și intrăm înaintea lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Trebuie să avem grijă dacă nu cumva îndrăzneala aceasta este încumetare. Pentru că dacă este încumetare, Uza a căzut. Poporul a fost lovit. David n-a mai putut de frică. Este adevărat că Dumnezeu zice că ne putem duce înaintea Lui în Noul Testament pe calea cea nouă și sfântă, în Evrei, capitolul 10, zice așa: astfel, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Am citit versetul 10, capitolul 19, versetul 19, 20, dar fiți atenți. Versetul 22 spune să ne apropiem cu o inimă curată, credință deplină, cu inimile stropite și curățite de orice cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Ăsta este starea celui ce se apropie de Dumnezeu pe o cale nouă, vie și sfântă și n-are nicio problemă și intră înaintea lui Dumnezeu. Asta este postura. Deseori David s-a simțit în situația asta. Deseori David s-a văzut compatibil cu Dumnezeu. A fost situații în care David nu s-a simțit compatibil cu Dumnezeu. Am citit în seara aceasta două dintre ele ca să ne fie de învățătură pentru noi și să înțelegem că avem un Dumnezeu extraordinar, superb, gata să întindă o mână oricărui păcătos care vine la El ca în aria lui Ornan. Dar trebuie ca păcătosul să știe măreția Domnului. De asemenea, păcătosul să dorească neprihănirea lui Dumnezeu. De asemenea, cugetul să fie stropit, inima curățită, viața sfințită. Și atunci rămâne respectul. Altfel, viața în prezența lui Dumnezeu, păcătuind, e terifiantă, teribilă. Și Dumnezeu lasă ca lucrurile să fie așa pentru ca păcătosul până la urmă să-și dea seama și să iasă de acolo. Să-și dea seama că n-are rost să mai rămână așa. Să schimbe macazul. Să îmbrățișeze bucuria, pacea, liniștea, dragostea și acel bun venit dat de Duhul Sfânt care împodobește viața cu roadele Lui. Domnul să ne ajute să ne curățim viața pentru a sta în prezența Lui cu bucurie. Amin.
Ne atrage, Tatăl nostru, sfințenia Ta. Ne atrage gândul că prin har putem să fim compatibili cu Tine. Ne atrage gândul, Doamne, că prin planul mântuirii Tale ne vei face incompatibili cu lumea aceasta, că nu ne va mai recunoaște ca fiind a ei și că ne vei recunoaște Tu și vei spune Tu că suntem ai Tăi. Venim înaintea Ta de aceea, Părinte, în numele Domnului Iisus Hristos, să Te rugăm să ne ajut să iubim sfințenia Ta. Acel moment de apropiere a noastră față de Tine, acea apropiere fără nicio barieră, fără niciun obstacol, fără teroarea aceea a unei vieți pătate de compromis, de cădere, de păcat, de păcate care nu sunt mărturisite, nu sunt iertate, schimbă, Doamne, viața noastră. Ajută-ne să dorim lucrul acesta și ajută-ne să luptăm prin Duhul Tău cel Sfânt, cu orice preț, lăsându-Te pe Tine să fii stăpân în viața noastră până la biruința oricărui păcat. Îți mulțumim pentru legea Ta, Doamne, care ne arată căderile. Ne umilește, Doamne, și ne pune în rușine atunci când ne descoperi păcatul. Îți mulțumim pentru harul Tău care ne izbăvește de pedeapsa păcatului și care ne ridică de sub păcat. Stăm înaintea Ta la începutul acestui sabat și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să Te iubim mai mult, mai profund, mai desăvârșit, până când vom fi ca Tine. Amin.